Salut, prieteni! S-a terminat dosarul doamnei Ioana Băsescu, Elena Udrea. Uitați-o aici pe doamna care a beneficiat de cele mai multe contracte când era președinte Traian Băsescu cu băncile. Ce faceți, doamna Ioana? Sunteți o nevinovată, nu? Sunteți cea mai cinstită, nu? N-ați făcut infracțiunea de care sunteți acuzată, nu? A? Dar atunci, când era Traian Băsescu președinte, băncile, de ce vă trimiteau clienți să faceți bani? Pentru că vă chema Ioana Băsescu, a? Dar banii furați, infracțiunile. 5 ani aveți, doamnă, condamnare. Sunteți nevinovată, nu? A? Ce parfum aveți? Parfum de, ca să spun, condamnată la 5 ani. Esență de borfaș. Parfum cu esență de infractor. Așa se folosește. Banii, nu-i dați înapoi banii de care sunteți acuzată că i-ați luat, doamna Ioana Băsescu, că v-ați folosit de numele tatălui, nu? Și mai ales funcția, nu? Funcția de președinte, nu? Câte beneficii ați avut când a fost președinte 9 ani Băsescu, nu? Ați furat până când n-ați mai putut. Nu vă mai saturați să furați excrocheriile, infracțiunile politicienilor, nu? Politicienilor, infracțiunile, hoțiile voastre. Ia uite, oh, cu ce mașină, voi ce săracă sunteți, doamna Ioana, mi-e milă, vreți să vă dau 10 bani? Că sunteți amărâtă, voi cu ce mașină, săraca, îți dau 1 leu. Banii borfașo, excrocilor, sunteți toți excroci, politicieni, excroci, infractori, miroși, miroși a parfum cu, ca să zic, esență de borfaș. Asta ești, borfașă, excroacă. Ne vedem pe 16 februarie, borfașo. Deci acum a luat sfârșit, după 6 ore, procesul, apelul Ioanei Băsescu, Elena Udrea, Dan Andronic și alții, Tarhon și alții, dar surpriză că Ioana Băsescu și încă un inculpat nu au cerut oprirea procesului pentru că faptele s-au prescris, cum a cerut Elena Udrea, a cerut încetarea procesului pentru că faptele sunt prescrise. Ioana Băsescu a luat 5 ani, pardon, cu executare pe fond. Elena 8 ani. S-a dat termen pentru 16 februarie. Și acum mai este și un alt deputat, Ghiveciu Marian, condamnat. Ia uitați-l aici. Ia uitați-l aici. Deputat excroc. Excrocilor, deputaților borfași. Sunteți borfași, bă, dați bă bani înapoi, bă, borfașule, bă, că mai beneficiezi și de pensie specială, mă, excrocilor, mă, hoțule. Hoților, politicieni borfași, mă. Mirosiți toți a parfum cu esență de borfaș, excroci. De asemenea, și astăzi a avut și acest deputat PSD, Ghiveciu Marian, care a uitat ca să își treacă în, știți, în acte niște bani și o vilă. Domne, am uitat, cică, borfașii din Parlamentul României.